Așadar, am avut un exercițiu pe care l-am primit, un exercițiu comandă din Italia, de la Davide. El spune așa, se dau, se aleg 6 numere naturale consecutive și se scriu în ordine crescătoare. Notăm că este mare suma ultimilor 3 și că este mic suma primilor 3. Ce părere aveți? Este mare plus este mic se divide la 6? Este mare plus este mic se divide la 6? Răspuns. Noi am luat un model, nu? În un exemplu, și am învățat dacă este mare plus este mic, este mare plus este mic face 9, care nu se divide la 6, și este mare plus este mic, nu dăm 39 și nici asta nu se divide la 6. Justificați. Ei, aici ne punem la treabă. Deci nu pe model, nu pe un exemplu particular, ci în general. Și atunci, Birurea a spus, bun, în condițiile astea zic, în loc de 4, 5, 6, 7, 8, 9, zic K, K plus 1, K plus 2, K plus 3, K plus 4 și K plus 5. Și acum, în ordinea asta, crescătoare, ultimele, ies mare suma ultimilor, K plus 3, K plus 4, K plus 5, care înseamnă de 3 ori K plus 4, ies mic este de 3 ori K plus 1. Și atunci, în momentul ăsta, facem suma, ies mare plus ies mic, și îmi dă de tipul 6 pe lângă K plus 2 plus 3 și în mai teorie m-am împărțit de curăț la 6, era problema divizibilității, dacă n-ar fi mai fost rest și ar fi fost 6 K plus 1, 6 pe lângă K plus 1 sau 6 nu știu ceva, ar fi însemnat că se divide la 3, răspunsul nu se divide la 6. Da? Și îți pare că nu se zmic, când am calculat, îmi dă totdeauna 9. 3 ori 3. Ca să le duci cu K. După ce va treaba cu omul. Și atunci, 9 nu se divide la 6. Că spus, am justificat de ce nici S mare minus S mic, nici S mare plus S mic nu se divide la 6. Terminat de exercițiu. Da. Și cum mi-am obișnuit, trecem repede la clasa 6. Am făcut asta în debutul lecției noastre, pentru că și cei de clasa 8 au des întâlnit, pot să ne închipuim că așa ceva pot să ne apare și lor. Deci se pot întâlni cu exerciții de tipul ăsta. Facem o variantă din nou pentru testare, evaluarea națională. Așa, deci, zicem, testare. Pentru evaluarea națională. Clasa 8. Clasa 8. Așa, clasa A 8. Nu mai a 8 pot să fie. Da. Păi nu se scrie și la 6, acum și la 4, și la 4, la 2. La 2. Da, tot fie. Mai am scăpat și microfonul. Apropo de asta. Sunt, am spus, nu? Parcă, sunt inițiatorul acestei idei. În 2000 am stat de vorbă cu ministrul la vremea aceea și am propus introducerea camerelor. Eu aveam deja în 2007. Și mergeți cu ușor, ușor. Se duc spre, da. Dar cu pași mărunți. Nu bătează, nimic îi fac. Bun. Și eu am propus pentru notarea unitară, ideea că fiecare notează cum vrea fiecare profesor și am pus la punct o formulă pentru notarea unitară. Pentru asta am trebuit test făcut în loc de teza asta care dă fiecare profesor cum crede el, o teză în gen testarea națională. Asta, teza asta, va fi cea care va fi supravegheată la sânge, să zicem, cu camere de filmat, cu tot ce așa cum vedeți, corectată de profesori din alte județe. Asta am spus, corectată? Se întâmplă asta. Dar asta este pe internet, la profunai, la ce înseamnă acolo proiect de salarizare bugetară. Înseamnă că s-au ținut cont. Și am particularizat-o pentru învățământ, cum eu. Mă pricep foarte bine. Și atunci, las pe profesor să facă el cum îl duce capul notarea pe semestru. Uh-huh. Iar eu, când fiu cu teza asta universală, aceeași pentru toată lumea, în clipa în care
dintre notele la ora, medie notele la ora, și nota de la teza, cea corectată, complet și de azi profesor tot, de este mai mult de un punct diferența. Acela e defect de notare. Și îl ating la salariul profesor. Chiar dacă e plus, chiar dacă e minus. Nu are importanță. Defect de notare. Deci un plus sau un minus a stricat tot. Fac media defectul de notare pe clasă, până pe școală, de la clasele care le are el, și aia e media defect de notare, care e mulțitul cu un coeficient și se scade dintr-un punctaj, încât el, la salariu, va fi afectat. Și în felul ăsta toți profesorii ar fi corect și ar dat un interes maxim? Maxim. Iar cât privește performanța pe care o face la clasă, am un punctaj, iar așa tot. Și în felul ăsta, el este obligat să găsească metodele cel mai deștepte, încât elevii din la clasa respectivă să priceapă ce face el, nu doar în noaptea, îl urmărește pe prof online, treaba lor ce fac. Pentru că el trebuie să ajungă să găsească acele forme de prezentare a informației pe care o are, încât să fie înțelese. Da? Și toată povestea asta o am pus. O pot vedea cei care sunt interesați la proiectul sau rezervă bugetară. Iar accesul la facultate și peste tot, la notarea unitară, se face pe baza mediilor din anul trecut. Nu mai dai examen, nu mai dai nimic, e făcut media și totul e perfect. Da? Deci asta ar fi. Bun. Să trecem la test. Da. Testul care? 27. 27. Completați stațiile cumulate. 1. Determinați mulțimile. Subiectul 1, parcă. Da. Yes, unul. Și aici e unul. Da? Da, dar vedeți că ăsta nu e așa. Aleg altul, ăsta e din două. Varianta asta e din două, nu e din trei. Aleg alta? Alege alta, ca să fie și... Ca să fie din trei. E în varianta în care de regulă se întâmplă să fie... Pusia e din două. Dacă... Să vedem... Ca să pentru teză, nu? Dacă mă găsesc o groază de... Pentru evaluarea națională. Așa. Da. Testul care? Testul 2, că testul 1 nu se va face. Așa. O să-mi zic că nu vorbesc, ai rău, dar nu-i zic. Deci noi am fost ducea testul ăsta. Da. Așa. 2, da? 2. 1. Subiectul 1, exercițiul 1. Rezultatul calculului. 2 pe 5 ori 5 pe 7. Calculul 2 pe 5. Ori 5 pe 7 plus 12 pe 7 este egal cu... Adică? 14 pe 7, adică 2. Adică este egal, cum ai făcut aici, cu 14 pe 7. 5 cu 5 se redua. Așa, simplifică. Se simplifică și o să rămână 2 pe 7 plus 2. Bun. A doua chestiune. Da. A doua chestiune. Dacă A pe 6 egal cu 8 pe 3... Dacă... A pe 6 egal cu 8 pe 3. Pe 3. Atunci numărul A minus 6 pe 6 este egal cu... A minus 6 pe 6 egal cu... Egal cu... A egal cu 16, pentru că amplificăm O pe 3 cu 2 și atunci A minus 6 pe 6 egal cu 5 pe 3. Dar deodată nu putem spune. Ba da, amplificăm O pe 3 cu 2 și... Nu. Din numărător scădem unitorii, Miruna, și vine A minus 6, de la proporții derivate. A minus 6 pe 6 egal cu 8 minus 3 pe 3. Totuși nu e aceeași chestie. E aceeași chestie. Nu e aceeași numărare, tot din una. Deci eu am spus, tu afli pe A egal cu cine ai zis? 16. Da, amplificăm cu 2 acolo, 8 pe 3. Da, ai zis că e egal cu 16. Da. Și pe A minus 6, care înseamnă... Deci, am făcut datoria, spunând da. Că nu mai trebuie să afli bine și că nu se zice A minus 6 pe 6. Da. Ci pur și simplu, când am o proporție, o egalitate de două fracții, am varianta aia. Putem să scădem de numărător numitorii. Da. Da? Și obținem egalitatea A minus 6 supra ce a fost numitorul 6 egal cu 8 minus 3 pe 3. 5 pe 3, terminat. Bun. Tot
date de mine și mai spus. Da, trei. Scrisă sub formă de interval, mulțimea i este egală cu toți în și... Scris sub formă de interval. De interval. Mulțimea i este egală cu... I egal cu mulțimea. Cu x și cu toți x și... Cu promișor. Cu proprietatea x aparține lui el. Unde x aparține lui el. Așa. Unde minus 3 mai mic egal de x mai mic de 3. Minus 3 mai egal de x. Așa. Mai mic de 3. Descrisă sub formă de interval, mulțimea i este egală cu... interval închis minus 3, 3. Deci, scris sub formă de interval egal cu intervalul închis minus 3, 3. Da. Era la minus 3 mai mic egal decât x și mai mic strict. Și mai mic strict. Atunci, așa. Dar corect este așa, să spunem, x aparține, că zic că i egal cu toți x din el care sunt cupriși. Atunci zicem x aparține din minus 3, 3. Da? Faptul că e vorba de x și e mulțimea respectivă. Scrisă, în loc să scriu minus 3, 3, x aparține intervalul minus 3, 3. 3. Bun. 4. Unghiul determinant de diagonalele unui romb are măsura de 90. Unghiul determinant de diagonalele unui romb are măsura de 90. Romb are măsura egală cu 90 grade. 5. Am spune măsura dintre D1 și D2, dintre cele două diagonale, în D1 și D2, egal cu 90 de grade, da? Da. 5. În figura 1 este reprezentat un cub. A, B, C, D, E, F, G, H. Deci, un cub. Cub. Măsura unghiului determinat de dreptele A, E și G, H este egală cu... Am un cub, da? Da. Trebuie să-l facem că trebuie să... Trebuie să-l facem pentru că micuți, să-l facem așa micuț. Deci nu se vede. Nu se vede. Se vede și ridicăm aceste perpendiculare, tot în să fie aproximativ. Nu se vede aici, da? Egale. Iată. Și aici, și aici. A, B, C de jos. A, B, C, D. E, F. E, E. F, G, G, H. H. Așa. Și acum, măsura unghiului determinat de dreptele A, E. A, E. Și G, H. Și G, H. Da, este. G, H. G, H. G, H, H. Da. A, E și G, H. Da. Da? Este de cât? A, B, G, D. Deci A, E și G, H. A, E și G, H. E de 90. Cum? Păi A, E și G, H. F îi pare cu H, G și A, E și F îi 90. Deci, F îi pare cu H, G. E, și unul dintre cu H, G. Și unul dintre A, E, F. Deci. Sigur că da. Sau altfel spus, A, E, perpendicular pe planul E, F, G, H. Deci E, F, perpendicular pe orice dreaptă. Deci pe G, H. Dar justificarea este corectă. Deci măsura lui A, E, dintre A, E și G, H, egal cu 90 de grade. Nu trebuie să justificăm aici, ci să dăm cu cine este gata. 5, 6. 6. În graficul de mai jos este prezentată repartiția elevilor claselor a 8-a dintr-o școală în funcție de notele obținute la teza la matematică pe semestrul întâi. Și numărul elevilor care obțin un note mai mare decât 7 este. Deci, facem un grafic. O reprezentare grafică. Da. Și așa. Da.
Notele sunt date pe orizontală, pe verticală sau prin de semn? Notele sunt jos puse, dar nu de la 1. De 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10, de la 4. Deci, nu se pune cu clase 1, 2, 3. Da. Sunt niște copii buni. Da. Nota 4, 10 copii. Deci, 10. Cu nota 5, 25 de copii. 5. 25 de copii. 25. Cu nota 6, 30 de copii. Cu 6, 30 de copii. 30 de copii. Cu 7, 35 de copii. Cu 7, o să șterg deasupra în locație. Nu, atât dacă mai ducem, mult. Cu 7, 35 de copii. Deci cu 7... Cu 7, 30, aici e 30, 30, da? Cu 7, 35, 8, 30, cu 8 sunt 30, 30, cu 9, 20, cu 9 sunt 20, 20. Între 10 și 25 pe aici, undeva, 9, și nota 10, 5 copii, 9, și nota 10. 20 unde acolo, unde a fost 9. 9, 20, da. Da. Și nota 10, 5. 5 copii. Da. Întrebarea este, numărul elevilor care au obținut note mai mari decât 7 este... Numărul elevilor... Care au obținut... Ce au obținut note mai mari decât 7. Note... Mai mari strig decât 7. Da, mai mari decât 7. Da. Nu. Și 7. Nu strig mai mari. Mai mari decât 7. Deci așa, nu și 7. Nu și 7. 55. Cât? 55. Cum ai făcut? Păi 8 copii au la 30, 9 copii. Nu. Nota 8 au la 30 de copii. Deci nota 8 au luat 30 de copii. Da, nu ai putut 9. 9 au luat... 20. Da, 20, 320, 50. 50 au luat 5. Deci nu, 5 au luat. 5 au luat 10. Vedeți că 5 au 10. Deci numărul de copii care au trecut dincolo de 7, adică au luat notele 8, 9 și 10. Deci asta ar fi echivalent. Cei care au luat 8, 9 și 10. Păi, egal? Numărul egal cu 30 plus 20 plus 5. Plus 5. Egal cu 55. Deci observați, chiar dacă aș întreba numărul copiilor care au luat note între 5 și 7 și pun 5 și 7 închis. Ați fi inclusiv 5 plus 7? Inclusiv 5 plus 7. Plus, câți copii au la 6? 30. Plus 25 plus 30. Deci 30 sunt aici, da? 25 plus 30, 55 plus... A, 25 plus 30 plus 35. 25 plus... 30, care fac 55. Așa, și plus 35. 35. Cât a fost? Cât a fost? 90. Nicolă. Deci, atenție, între 5 și 7, mai întâi cei care au luat 5, 25. 25 plus. Cei care au luat 6 sunt 30. Cei care au luat 7 sunt 35. Deci e cazul 25 care e 60, 60 plus 30, 90. 90. Subiect numărul 2. Da? Adi, înțelegem un pic, da? Ca să mă convinc că ai înțeles, cei care au luat între 4 și 7. Între 4 și 7 închis? 4 și 7 deschis. 4, 7, deschis la 4, adică fără 4, cum ar veni toți cei care au luat peste 4 și mai mici s-au egal cu 7. Și 7, inclusiv. Da, mai mici s-au egal cu 7. Numărul copiilor, deci, care au luat peste 4, deci nu cei care au luat și 4, și mai mici cei care au luat 7. Care ar fi? Păi 25, 30, 25. Deci, 25 cu 5. Cu 6, 30. 30.
Și plus 7, ce ne-a dat? 7 sunt 35. Pe dacă dat nu ziceți, uitați, 90 de un profesor, ați calculat pe aia. Așa. Deci, de 5 și 7 este același lucru. Corect. Subiect numărul 2. Ies în doar. Da. 1. Pe foaia de examen scrie rezolvările complete. Primul și primul. Așa. Desenați pe foaia de examen un paralelepiped dreptunghi. Desenați un paralelepiped dreptunghi. Eu prism cu faza în dreptunghi. Nu doar deci, în paralelepiped dreptunghi. Eu prism cu faza în dreptunghi. Cutie adică pe care nu cu faza în dreptunghi. Cutie adică. Și desenați foarte repede. Fac și eu, ca să fie clar de... Dar faceți? Sigură? Da, o fac și eu, da. Ca să fie subiectul complet făcut. Deci o să zic, ies 2, mai ies 2, 1. E bine, desenăm repede. Știm bine cum reprezentăm. Și iată, astea două se face. Dreptunghi sau profesor, dreptunghi. Așa. Deci să duc un pic mai mare ca să nu fie cub, nu? Fața mi gândești. Păi așa. Și atunci voi duce asta, nu se vede, și asta se vede. Se vede. Și asta se vede. Iată. Paralelepipedul. A, B, C, D. A prim, B prim, C prim, D prim. Deci A, B, C, A prim cu... A prim nu e congruent cu A, B, nu? Tot ca un cub voi ieși de un profesor. E, și pe un cub nu m-am dus prea sus. Da, prea da, prea da, sus, da, da. A prim nu e cât A, B, nu? Băi, nu faceți ca un cub. A prim cât? Nu e cât A, B, nu? A, B, nu. A prim nu e nici cât. Deci dreptunghi trebuie să fie, da? Nu pătratic. Deci... A prim nu e nici cât B prim, e cât B prim, nu? A prim cât B prim, cât C prim, cât D prim. Dar atât. Deci unghiul lateral ăsta... Hai să mă duc mai sus, că dacă să evit problema asta, să nu cumva să criticați în păcat și să credeți că paralelepipedul, prisma asta, îi în final... Și care zice nu? A prim, A prim nu e cât B prim. Iruna, acum, uite că am calificat lucrurile. Da, vedem că deci nu am zis. Păi, lungime și lățime acolo. Da. Deci, A, A prim. Uitați așa. B, B prim. C, C prim. Și D, D prim. Da? Okay. Deci așa trebuie să se vede. Și în felul ăsta am înțeles ce înseamnă. Adică, A... Prim, B, prim, e cât AB. Care? Cât AB, da. A, prim, B, prim, e cât AB. Sigur că da. Deci A, prim, A, prim, B, prim, cât AB, B, C, cât B, prim, C, prim. A, D, cât A, prim, B, prim, nu. Deci, astea patru, Miruna, sunt între ele. Da. Astea patru între ele. Și astea patru, iarăși între ele. Mulțumim, la care nu sunt între ele așa. Tot timpul. Ce? Nu ești mulțumit? Este aproximativ, da, da. În sensul că pare să te duci ca mine spre iar spre cub. Da, dar, dar uite, e limpede așa trebuie să apară, un pic mai înaltă ca să nu poți să da. Pici în păcatul ăla. Nu credeți că pare să nu cumva să credeți că prisma dreaptă e cub. Cubul cere altceva. Cere ce A prim să fie cât A, B. Și A, B cât A, D, toate cele trei dimensiuni egale, da? Bun. Bun. Doi. Așa. Doi. Într-o clasă sunt 25 elevi. Într-o
acasă. 25, ele. Numărul băieților reprezintă 44% din numărul elevilor clasei. Numărul băieți egal cu 44% din numărul elevilor. Nimic. Număr elev. Determinat numărul elevilor din clasă. Deci băieții 44% din numărul elevilor. Păi notăm băieți cu băieți cu B, fete cu A și elevi cu, adică A plus B, X. Deci fete, ai zis tu cu fete cu A, băieți cu B și elevi cu X. Băieți, da? Și elevi acolo cu X. Elevi, am zis, e da. Cu X. Și avem așa, că A plus B egal cu 25. A plus B. Deci A plus B numărul lor e 25. Băieți, 44% e numărul de elevi, adică B egal cu 44 pe 100 ori 25. Deci băieții egal cu 44 pe 100 ori 25. Din numărul total, ori 25. Și atunci B egal cu 44 pe 4, adică cu 11. Deci o simplificăm prin cât Mirula? Prin 100 cu 25 pe 4. Bine. Și 44 pe 4. 44 pe 4 și facem 11. 11 băieți și restul. Păi, A egal cu 25 minus 11 și egal cu 14. A egal cu 25 minus 11 și egal cu 14. Foarte. Problema numărul 3. Un biciclist a parcurs un traseu în 3 zile. Deci, în prima zi, a parcurs 0,3 din lungimea traseului. Din X. Dacă notăm cu X. Din X. X traseu. Lungimea traseului. În a doua zi a parcurs 0,6 din rest. În a doua zi. 0,6 din rest. 0,6 ori X minus 0,3X. Deci 0,6 din rest. Da, rest la cine este egal? Restul mai întâi. X minus 0,3X. Restul egal cu? X minus 0,3X. Perioada 3. Din X. Și atunci, care înseamnă X pe lângă, hai să mergem într la X pe lângă 1 minus 0,3 în perioadă, asta ar fi restul, și noi avem că din acest rest parcurge 0,6. Ori 0,6, nu? Deci, a doua zi parcurge 0,6 din rest, adică din iar. Din iar, care înseamnă 0,6 ori X pe lângă 1 minus 0,3 integrale. Asta facem la a doua zi, da? Da. Și la a treia zi, 20 km ultimii. 20 km. Calculați lungimea întregului traseu. X egal cu cine? Luăm așa, prima zi, plus a doua zi, plus a treia zi. Așa, deci X-ul e egal cu prima, cu 3 pe 9, adică 1 pe 3. Deci X egal cu ce-a parcurs în prima zi, adică 3 pe 9, 1 pe 3 din X, plus... 0,6 ori X. Adică ce înseamnă 0,6? Adică 6 pe 10. Adică? 3 pe 5. 3 pe 5 X pe lângă? Pe lângă 1 minus 0,3 în perioadă. Adică ai cât? 1 minus 1 pe 3. Da. 1 minus 1 pe 3. Din X. Așa, ai pus. Zis 3, 5, din rest. Așa. Și plus? Plus? Da. 20. Plus 20.
egal cu x pe 3. X egal cu x pe 3. Plus... Hai, 3x ori 2, dar nu la ce aș fi doar, nu? Da, 3 da, și 2 pe 3. 2 pe... așa. 3 pe 5x ori 2 pe 3 și plus 90. Să te vorbim. X egal cu... X egal cu x pe 3. Da. Plus 2x pe 5. 3 cu 3 simplifică, plus 2x... pe 5. Plus 20. Plus 20. Atunci în același numitor. Da. Și numitorul comun e 15. Da. Și o să fie 15x egal cu... 15 x egal cu... egal cu 5x. 5x corect. Plus 6x. Da. Și plus 300. Plus 300. Echivalent cu... mutăm tot x în partea cealaltă. Da. 4x o să rămână. Da, 4x egal cu 300. X egal cu 120. Ei, da. X egal cu 300 pe 4. Adică dacă dai în 2, 150. 150 mai dai în 2, 75. 75. 75 pe 3. Ei, hai să facem o probă. Vreți? Exact, da. Să vedem dacă vă probă. Da. Zicem că în prima fază face 1 pe 3 din 75. Ce ar însemna 1 pe 3? 75 pe 3. Și dat 25 km. Bun. Prima zi. În a doua zi? În a doua zi face... de 1 pe 6 din rest. Putem afla restul? Da. Din 75 scădem 25. 75 minus 25 egal cu 50 de kilometri. Și face 0,6 din rest. Adică 6 pe 10, adică înseamnă 2 pe 3. Din 50. Și egal cu 2 pe 3 din 50, iată că e o problemă. Știți unde e problema? Știți că noi acolo am avut calculat 3 pe 5 x pe lângă 1 minus 1 pe 3, amplificăm 1 la cu 3. Deci, Iruna, ai explicat noi 3 pe 5, că era 6 pe 10, nu? Da. 3 pe 5. 3 pe 5 amplificăm cu 3, nu? Da. Și 2 pe 3. 3 minus 1? 2 pe 3. 2 pe 3. A zis, 2 pe 3, 3 cu 3 se duce. Și noi 2x pe 5, nu? Plus 20. Deci x-ul se înseamnă ce-o parcurs în prima zi, adică 25. Și 2 cincimi din x. 2 cincimi. De ce a zis, mă rog, 2 treimi aici? Nu știu. Dar acolo, cu 0, cu 6 din 50, da, de domnul profesor. 2,5, da? Da. Și 50, 20. Și atunci înseamnă că a doua zi face cât 20 de kilometri? Nu. Ar fi trebuit 30. 30, da. 0,6 din 50, așa, de domnul profesor. 30, ce nu punem bine? Acolo, 2,5 mea nu punem bine. Nu-i 2,5, nu. Este 3. 3 cinci. Uite, 3 cinci, da? 3 cu 3 s-au dus, dar de ce n-a rămas 2? N-a rămas 2 x pe 5. 2 x pe 5. La 0,6 din 5, deci atâta facem. Ceva nu punem noi bine. 0,6 din 50. 30. 30, da? 30. Ce nu punem bine acolo?
Hai să vedem că este o chestie care nu... A, că acolo am simplificat și ne-a dat 2x pe 5, poți de asta. 3 pe 5 din rest. Și restul ăsta este, da? 3 pe 5 din rest, din rest din 50. Deci noi facem 3 pe 5 din rest, din restul 50. Ei, aici este problema, da? Deci a doua zi da. Face 3 pe 5, 3, 5, din 50. A doua zi face, da, 3, 5, corect. 3, 5 din rest, corect. Înseamnă așa. 10, așa. 3, 30. De acum. Așa, 30 și asta, deci prima zi 25 de kilometri. A doua zi 30. A doua zi 30 de kilometri. Și 20 că după. A treia zi înseamnă că 20. 20 km. Sărătoarele este 75 incorrect. Da, e corect. Da. Problema numărul, exemplu 4 de la subiectul 2. Se consideră numele reale. Am chic egal cu 1. Deci 4. 4. Am chic egal cu 1 cu fras. Radical din 2. Minus 1. Minus 1 e în afară radicalului, da? Deci da, da. Plus. Minus. A, minus. Minus. 1 supra radical din 2 plus 1. Plus. Paranteză rotundă. 1 supra 2 radical din 2. 1 supra 2 radical din 2. Minus 1 supra 3 radical din 2. Ori radical din 72. Închide paranteza. Da, ori radical din 72. Și pe mic egal cu radical din 6 la 2. Tot la 2. Amic aici, sub punctea mea. Arătați că A egal cu 3. Adică calculați-o de amic. Deci A egal cu 5. Da. Audeți. Pe mic. Demonstrați că radical din A plus B este număr natural. Radical din... A. Radical din... A plus B. Egal cu X. Egal natural. Număr natural. Aparține lui. Aparține lui. Adică. Adică te rog să... Vezi tu, mă conduci ca să-ți... Păi ne-am făcut de lucru. A egal cu radical din 2 plus 1 sub... Că plăteam, nu? Plăteam. Da. Ce, ce ai de gând să faci? Radical din 2 plus 1 sub radical din 2 minus 1 pentru că radical din 2 plus 1. Aveți conjugația la fiecare, da? Deci tu aveți conjugația aici și conjugația în partea asta. Deci vine radical din 2 plus 1. Radical din 2 plus 1 sub 1. 2 minus 1, nu da. Corect. Dar mai plus, și minus este. Să vedem. Minus radical din 2 minus 1, tu supra... Minus în paranteză radical din 2 minus 1, de aici. Da, și acum mai cu plus. Nu, radical din 2 minus 1. Dacă vrei atunci e radical din 2 plus 1. Dacă nu mai pus în paranteză, radical din 2 plus 1. Adică minus radical din 2 plus 1. Da. Minus radical din 2 plus 1. Plus. Plus. Scrie nici tot, da. Vă scrie vă... Ce adică îți place acolo? Hai, deci să fiecare cu șapte, cu radical din 7 de lume. Hai, mă, să-ți poate unul pe radical din 2 în factură. Unul pe radical din 2 și minimul că 2 minus 1 pe 2. Radical din 2 la numitor e comun. Sau dacă nu faci asta, să poți să faci o comun, să vede că 6 radical din 2 la numitor comun, aici am mai un cu 3. 3 și 2. Deci vine cât? Plus? Plus... 3 minus 2 face 1. 1. 1 supra 2 radical din 6, nu? Da. 2. Nu, nu, 2. Radical, 6 radical din 2. Supra 6 radical din 2. Adică, deci, numitorul comun e 6 radical din 2. Am aplicat cu 3 aici, cu 2 în partea asta. 3 minus 2 face 1. E bine? Da. Da, e corect. Da, ori radical din 72, care este? Și el, să-ți facem un pic.
E 2 ori 3 e 6. 6 la ricadă în 2. Ori 6 la ricadă în 2. Și o să se simplifică. Sigur că da. Și te face calculul. Radical din 2. Mai 1 plus 1. Radical, mi se pare că am 2. 1 plus 1 plus 1 egal cu 3. Hai să vedem încă o dată că am mers cam net aici. Ce greutăți? Unde ai avut greutăți? Trebuie să mai rapid. Conjugatele văzute. Conjugatele văzute repede. Aici, atenție, când ai aplicat conjugata și minusul din față schimbă semnul și tu ai zis radical din 2 minus 1 și minusul față, e minusul radical din 2 plus 1. Și aici, numitorul comun nu ți-a fost prea clar. Radical din 2 fiind comun, îl iei, o singură dată, și 2 ori 3, 6. Deci și 6 radical din 2. Altfel spus, am fi și cu 3 aici și cu 2 aici. Dacă nu ți-e limpede, scoți pe 1 pe radical din 2 în factor. Deci aș fi zis 1 pe radical din 2, pe lângă 1 pe 2, minus 1 pe 3. Asta rămâne 3 minus 2, 6. 3 minus 2, 1, 1 pe 6. Da? Deci este rapid. 72 e de 2 ori 3, 6, iese 6 în față. Trebuie să meargă foarte repede acest lucru, da? Autorul a așezat tehnicile să fie simplu. Iar B-ul cât este? Deja A-ul este 2, B-ul e egal cu 6. Și atunci, demonstrați că A-ul e număr natural. Am aflat. Că A e egal cu 3, da. Da. Și vă demonstrați că radical din A plus B. Radical din A plus B, care înseamnă radical din 9. 3 plus 6, care înseamnă radical 3. Din 9, care face 3 și este număr natural. 5. Se consideră expresia e de x egal cu fie e de x egal cu x pătrat minus x plus 3 totul la a doua x pătrat minus x plus 3 totul la a doua totul la a doua minus x pătrat minus x totul la a doua minus 5x la a doua 5x la a doua unde x este număr real. X este număr regulă, X despre X e număr real. Real. Demonstrați că E de N este pătrat perfect. E de N este pătrat perfect. Da. Oricare ar fi număr natural N. Pe orice, oricare ar fi N. N. Deci desfacem tot. Da. Și avem așa, x la 4 plus x la 2 plus 9 minus 2x la 3 minus 3x plus 3x la 2. Deci când ne amintim cum se zică a plus b plus c. La 2 plus c la 2 minus 2 avem minus 2. Deci când ne-am a plus b, dacă amintim a plus b plus c totul la pătrat, face a pătrat plus b pătrat plus c pătrat. Plus 2 ave. Minus. Plus 2 ave. Deci e cu plus. Vedem acolo ce se întâmplă. Da, da, da. Plus 2 ave. Că așa am avut. 2AB plus 2AC și plus 2BC. Da? Bun. Și situația noastră e așa. Hai să scrii și noi pe fratul nostru. X pătrat minus X plus 3. A, din totul la pătrat. Egal cu B. Un egal cu X la pătrat. Așa. Plus X la 2. Plus 9. Așa. Minus 2... 2x la 3a. Corect. Miruna? Unde? Minus 2x la 3a, minus 3x plus 3x la 2. Minus 3x? Da. Da, minus 3x. Minus x ori 3. BC. Dar e minus 2. Dar e 2 în față. 2BC. Asta e tot de aceea. Minus 6x, da. Deci minus 6x, atenție. Minus 6x. Plus 6 x la 2. Plus 6 x la 2. Da? Adică bine? Da. Deci pătratul fiecare și de două ori unul cu altul mulțit aici. De două ori. Important, nu mai din produsul ăla. Bun. Și plus, minus mai departe, Adi? Minus pe lângă. Minus pe lângă x la 4.
minus 2x, 2x la 3-a, a. x la 3-a și plus x pătrat. Corect. Minus 5x la 3-a egal minus a egal cu. Să ștergem paragrafele alea, domn profesor, dacă schimbă. Hai să spunem să ștergem minus, plus, plus minus și minus. Da? Am schimbat semnul ca să nu pierd mult timp. A, voi lucrați atunci, dacă noi avem posibilitatea asta. La x la 2 minus x. X la 4, da, am un neurorire, cred. La x la 2 minus x. X la 4, aș cum ești la 4, pe clasă. Ea are o nelămăriri cum o deșeu cu binomul ăla, ei mi-e dar la fel. Care e binomul ăsta? Da, x la 4, nu? Da. Minus 2 ori primul, minus 2 ori x la 2. Și ori x? Ori x. Minus 2 x la 2 ori x, la 2 x la 3. Corect. Și plus x la a doua și minusul de 4 schimbați corect. Așa. O dă cât este. Deci cu x la 4 am terminat-o. Da. X la a doua. Și avem un x la 3. X la 3 hai să urmărim. E singur. Ba nu. 2x la 3. Acum plus 2x la 3. Așa. Și minus cu x la a doua cu minus x la a doua. Da, iată și pe asta să scăpăm. Da. Și minus, plus 6x la a doua avem acolo, minus 5x la a doua dă x la a doua. Corect. Avem minus 6x, mai avem ce loc 6x pe acolo? X la a doua, minus 6x plus 9. Minus 6x plus 9. Care dă x minus 3 la a doua. X minus 3 la a pătrat, nu se vede foarte bine din nou. S-a arătat că e pătrat perfect. Este și pătrat perfect, s-a așezat foarte bine. Hai să vedem ce a urmărit autorul cu nichisitul ăsta. Și ar putea să facem... Dacă știm trinomul, formulă am rezultat. Da. Binomul la pătrat. Și am mai urmărit atenția la calcul. Minusul acel din față schimbă semnul. Exact. Important lucru. Formulă de calcul prescurtat. Formulă de calcul prescurtat. Da, deci la punctul ăsta formulă de calcul prescurtat. Și tot ce înseamnă aviația. Subiectul numărul 3. Yes, 3. Pe foaia de examen scrieți următoarele complete. 1. Figura 2 este schița unui par în formă de pătrat A, B, C, D. Deci, în ipoteză avem. În ipoteză, da. Hai să zic. În ipoteză avem A, B, C, D pătrat. A, B, C, D pătrat. De ce cu O? A, B, intersecta cu C, nu, A, D, parcă. A, C, A, C intersectează B, D, diagonale. B, D, a dat mulțimea formată din punctul odată, odată. Latura la pătratului, 600 de metri. Deci A, B, egal cu 600 metri. Triunghiul echilateral A, D, E, de centru Q. Triunghiul echilateral A, D, E. A, D, E. De centru Q. A, D, E, echilateral. De centru Q. De centru Q. Adică centru triunghiului echilateral. Echilateral. Ducem medianele, nu? Medianele. Intensitatea mediană. Deci A, A prim și D, D prim mediane, să zicem, două din ele. Dar noi nu avem A prim aici, nu da. Dar eu nu notează. Știți cum avem Q, îl obține pe cu M, notează mijlocul lui AD, A la pătrat. A, așa. Mijlocul lui? AD, M. AD, M, adică M e... M asta urma să zic, să deci, să zicem de centru Q, ca să... De echilateral, da. De centru. Și vedeți asta acolo. Reprezintă zona din acest parc, care este acoperită cu gazon. M și N sunt mijloacele segmentelor AD, respectiv AE. Deci, M, M, mijlocul AD, adică M aparține lui AD, da, segmentul AD. Așa. Dar nu oricum așa încât A, M, cât M. Da. Și M. A, M e egal cu M de talice. Și N este pe A, E. Și N e pe A, E. Așa încât. Așa încât. A, M e cât M e. A, N e egal cu M, E.
Laturile pătratului reprezintă străzi, iar segmentele A, D, D, E, D, D, N și M ale impact. O să când facem figură, o să ajutăm da. Deci, deci laturile pătratului ce sunt străzi. Străzi, da. Da, și laturile și segmentele sunt ale impact. Bun. Da. Bun. Acum, amic. Un tânăr va cupe traseul A, B, C, D, E, A. A, B, trebuie să facem desenul după da, neapărat. Nu am înțeles. Păi, dar e simplu. Da, bineînțeles că trebuia să-l fac. Fără să nu mai... Bun, hai să-l da, să poate fără. Fără să mă facem în spațiu, deci, nu? Nu, spațiu. Da. Pe stradă, parcă aș arată în plan, nu arată în spațiu. Deci, da. La examenul ăsta pot să-și geometrii plană și în spațiu, adică... Da, deci ar fi... Pătrat e pătrat, poate, e mai mare așa, un pic. Da. Totuși am luat la 600 de metri. 6 de metri, atât cât să facem. Să putem și noi să facem pătrat. E bine că să facem un da. Deci, acesta este A, B, C, D, N. Așa, A, B, C, D, N, tot acolo. Am bine? Da. Centru, din centru O. Acum, luați-l fără să uniți, domn profesor, că așa e și pe figură. Așa. Nu mai pot să iau aici. Imaginat de acolo. Așa, imaginat. O. Și acum. Trunchiul echilateral A, D, E. A, D, și E. Și E. Deci trebuie să găsesc un punct. E. Situat pe paralela asta, trebuie să mă închipui. Da. Pentru că de ce? De ce mă gândesc paralela asta? Trebuie să fie perpendicular. Câte vreme vreau A, D, să fie egal cu D, E și cu E, A, el se află punctul E, pe mediatoarea segmentului AD. Corect. Și punctul O e și el acolo. Și el. Și Q o să fie da? Da. Deci, importantă chestie de sesizat că punctul D, da. Nu, de E, se este undeva așa. Da. Cam așa, da. Și dacă l-am mai în față? Dar după aia da și figura, era una făcută. Ah, a, da. E mai în spate, așa. Mai în spate? Da. Mai aici? Așa, da. Pentru că dacă aici aș fi unit cu centrul, n-ar fi fost corect, Miruna. Nu e echilateral. Deci nu e echilateral. Ca să fie pe aici undeva este. Deci, trebuie să fie așa. Hai să zic. Da? Îl pun eu aici. De centru Q. Și Q este undeva între... Pe mediană, la o treime de bază și două treime de bază. Să zicem pe aici este Q. Acolo e Q. M este mijlocul lui AD. M, mijlocul lui AD. Și uite, știu eu tot acolo. Da. N al lui A e. N al lui A e. Neapărat trebuie să fie la intersecție medială, deci pe aici până la mă. Da, trece pe Q singur, da? Sigur, da. Dar unde-s pe D cu N, ca așa e în figură? Unde-s pe D cu N, medianele, și da? Și pe Q trece și pe N cu O. Și pe? N cu O. N cu O. Și asta e toată figura. Și acum să mai citim o dată, că avem și desenul. Acolo trebuie să-l uniți pe M cu E. Știi, se bagă că-s coliniale acolo. M cu O. Așa, deci asta, da? Unde e Q? Centrul din greutate, nu? Centrul din greutate al triunghiului ADE la o treime de baza ADE parcă ar fi fost MIE împărțit în trei bucăți. Corect. Una o iau aici și două rămân în față. Să mai citim, da. Deci figura asta, acum, copii, că vă uitați la ea, este schița unui parc în formă de pătrat ABCD de centru 8 cu latura 600 de metri. Triunghiul echilateral ADE, de centru Q, reprezintă zona din acest parc care este acoperită cu gazon. ADE. Este zona care e cu gazon. Joacă fotbal. M și N, mijloacele segmentelor ADE, respectiv AE. Laturile pătratului reprezintă străzi. Strada AD, strada AB, așa se înțeleg. Respectiv, așa. Iar segmentele ADE, A, D, este D, A, A, D, A, D, segmentul A, D, D, E, D, E, D, D, N,
Deci A de DN. Da. Și M. Și M. Da. Sunt ale. Deci A de și ale. Facem rău. A de și ale și fratul. N-are ce face. Deci A de așa spune, da? Păi, adică așa că laturile pătratului reprezintă străzi. Bun. A de și latură. Și, iar segmente A de. A de. De E. De E. Și M. Și M. Da. Sunt ale elefantului. Astea sunt ale. Cu tot cu adă. Vezi? Da. Sunt ale elefantului. Da. Eu totuși parcă nu adă m-aș gândi. Mă gândesc că poate e la E, nu? A E, mă gândesc. Poate o greșită, îi vedem afară. Dar știi de ce? Spun asta pentru că alele de râul parcului sunt în interiorul parcului. Exact. Da, vedem acolo. Da. Acum la amic, un tânăr, atenție, un tânăr parcurge traseul de la A la B, de la A la B, la C, după aceea. La A la B, la C. La C, la D, deci face tot parcul. La E și la A. La E. Și iar la. Și iar la A. Deci închide. Ia să vedem, înconjoară așa, face tot deci, face străzile. Deci se duce până în D. Face aș duce în E, de aici. Nu se duce pe DA. Nu. Se duce de E și E, A. Bun. De E și pe la E la închide, da? Așa. Deci un tânăr va fuge traseul. De la A la B, de la B la C, de la C la D, de la D la E și de la E la A. Aflați distanța parcursă de acest tânăr. La mic. Noi știm de 600 de la tura. Adică vreau să aflăm așa. Vreau, știm pe AB, știm pe CB, știm pe DC, știm pe DA. Vreau să aflăm AB plus CD plus... Hai să vedem cu și. E interesant. Suma asta este egală. Cu? Sau distanța. Distanța parcursă de tânăr, de T, este AB plus BC plus CD plus DE plus EA. Plus EA. Știm că AB plus CD, dar la un mis pe AD? Deci ai zis A, AB plus BC plus CD. Avem așa, 3 ori 600. Și plus de E plus E A, da, da, și de E, de A e exact plus 2 ori 600, că e egal cu E și E. Deci, practic, ar fi de 500 ori 600. De 5 ori 600. 5 ori 600. 5 ori 600. Metri. Metri. Și face? 3 mm. Metri înseamnă 3 km, da? Și ați răspuns la punctul A. Punctul B. Arătați că distanța de la O la Q, de la O la Q, este mai mică decât 127 de metri. Deci, să vedem cu ochiul 4 cuvinte, e mai mică decât? 126 de metri. Și, paranteză, să vă dau și asta, că și ea ar fi avut, 1,73 mai mic decât radical din 3, mai mic decât 1,74. Asta e în paranteză scris. 1,73 mai mic decât radical din 3, mai mic decât 1,74. Asta justifică, da? Să calculăm OQ. Hm? Deci calculăm pe OQ. Q. Vedem cât e. QO egal cu OE. QO, dar cu egal cu OE? Da, că ai zis că e al treia parte. A, dar nu știm cu OE. Așa. Deci, eu știu un singur lucru. Știu poziția lui O. Știu... Știu și Q unde este. Q ca poziție. Da. Pe toată lungimea asta e M. Așa de M. Ia să vedem. E M, cât ar fi adic. E M, adic, cât este egal. E M. E 600 la pătrat minus 300. Că asta poate e 600, asta e mai 300 de. A, da, 300. Că poate a fost așa de 600. Da. Deci vine radical deodată din... Radical din 600? 600 la pătrat.
Așa, da. Ipotenuza la pătrat, minus 7. Minus 300. 300 la pătrat. Și egal, lucrăm așa. Cum ai vrea să lucrezi? Okay. Aș lucra 6 no. ori 10 la a doua. Totul la pătrat. Știi, ca să nu fac 6 la pătrat sau pe pătrat. Dacă vrea să nu fac eu pământ, domnul profesor, pe 300 la pătrat. Mai departe, te-am dat pe 100. Pe 300 la pătrat. Și mai interesant este să fie pe 300 la pătrat. Și mai repede. Ia știi okay. Factorul comun din casa 5-a? Da, deci... 300 la pătrat, pe lângă... 300 la pătrat. Pe lângă cât? Pe lângă 300 la pătrat. Pe lângă 2 ori 300. De aceea aș fi făcut calculul celălalt, dar hai să mergem în mâna era că a propus așa. Deci pe lângă cine? Pe lângă 2 ori 300 la pătrat. 2? Ori 300, 3 ori 6, da. Da, tu le scurte așa cu 300 la pătrat? Da, 300 la pătrat. Pe lângă. Pe lângă. Păi 2 ori 300 la pătrat. Păi mai fie 2 ori 300, dacă ai spus de 300. Urma suma 2 ori la pătrat, e 4. 2. Da? 4 minus cât? Minus aici, rămas 1. 1. 4. Minus 1. Și egal 300 radical din 2. Și acum, aici este 100, nu? 100 la pătrat și este 100 în față. Păi 3 ori 10. Poftim? Și mai este și 4 aici. Și mai avem acolo 1. Și 300, 300 la pătrat și rămâne 300, corect? Contradictorie. Da? Deci este 300 la pătrat, scapă 300 de radical, corect? Și mai 300 la pătrat. Acum știu că mâchiul... Asta e că sunt probleme aici la nu știm să... Nu că nu știm să scoatem aici, că nu l-am văzut pe 4. El nu știe ce-i 4 acolo. Adică, hai să vedem de ce. Că în loc de 300, 600, pot să zic că este 2 ori 300, da? Totul la pătrat. Și adică am produs... Așa, adică am produs la pătrat, să am adicat pe fiecare la pătrat. De asta e 4, așa. Și de la 2, 4. Și 300, ala am și aici și acum și am 300 la pătrat. Și de 300 la pătrat, când e 4 minus 1, deci 3. Acum. Și este ceva la pătrat despre radical și așa încât în final îți spun 300 la pătrat. E mai mult. Da. La fel cu QE. QE? Da. E 200 egal 3. E 2 3, nu? Da. 2 pe 3, din toată nu este să spun QE. QE este egal cu 2 pe 3 din 300 din 300 radical din 3. 3 hai să spunem așa, ca să trag toată lumea. Chiul e egal cu 2 pe 3 din mâine. Din mâine, da. Scriem așa și cum e egal mai departe, cu 2 pe 3 din 300 radical din 3. Adică 200 radical din 3 pe 3. Și face 100 ori 2 și face 200 radical din radical din 3. Ați aflat-o pe QE acum. Bine, ce mai vrei? Deci QE este cunoscut de 200 radical din 3. Acum vreau să aflăm și QN. QN. Păi Q, noi nu ne trebuie ce? OQ. OQ. Știm că spun QQ în P din 90, și în dreptunghi. Da. Q nu e. Q nu e. Este prin dreptunghi, da? Da, rezultă că Q... Rezultă că... De ce este dreptunghic? Pentru că dă nu-i perpendicular pe aia. Dă nu-i perpendicular pe aia. Și nu era la mijloc, triunghic lateral? Da, de acord. Q nu e, este prin dreptunghic. Și aș vrea să am toate laturile pe triunghiul. Aș fi Q nu. Pe Q nu, eu zic că este cât M Q. Da, dar să vedem puțin. MQ e 100 radical din 3, nu? MQ este o treime din toată... Da, 100 radical din 3. Deci hai să spunem și asta, că MQ
egal cu o treime din mâine și egal cu o treime din 300, radical din 3. Da. Și care o să am 100, și egal cu 100, radical din 3. Și atunci se notă că Qn e de 30. Qn e de 30. Unde aici este de ce este 30 de grade? Pentru că Qn ori 2 e egal cu Qe. O dată, dar și pentru că triunghiul e A, este echilateral, și E, M este bisectoare. Median e bisectoare în toate. Și atunci asta e de 30 de grade, da? Da. Și atunci NQO-i de 60. NQO. Unghiul de aici este de 60 de grade. Da. NO putem să-l aflăm? Pe NO, de unde l-am putea afla? Acum vedem. Pe N e o știm? Nu, e da, e 600. E 600. Nu. Nu e. Dar nu e la mijloc. Nu e 300. E 300. Deci asta nu e. E 300 de da? Da. Adică e fără 300 de da. Toată ea era 600, deci nu e 300. O e, o știm? Nu, o e. Te-ai dat și pe aia și pe QO. Așa. Dar noi știm pe cine? Pe QE? Da. Da. Deci pe QE, pe toată putem afla. Am aflat-o. Am aflat-o. Așa. 200 de lucrurile. Așa. Și... deci... mai acolo avem 60 de grade, a zis, și dincolo avem 30 de grade. Înseamnă că de ăla de noi 90, nu? Sigur că da, asta e așa. Da, așa. Și dacă cu Q nu o aflăm imediat. Dar Q nu știm cât e 100 raiz de 3. Q nu e 100 raiz de 3. Q nu e 100 raiz de 3. Q nu este cu Q. A, deci o știm și pe aia. Deci trebuie cu Q. Și apa ce vrem noi? Nu. A, nu. Nu? O. Nu putem să aflăm marea triunghiului QNE? Q... că avem QE, QN și NE. Scuze-mi.